Salutare prieteni, bună ziua, bună seara sau cum te vede filmarea asta. Bine veni din nou pe canalul Aga Family. Vă mulțumesc la toți care v-ați abonat în ultima vreme. Și apropo, cum am spus, la 10.000 de abonați ne stăruim să dăm un iPhone 16, să facem un giveaway. La 10.000 de abonați pe TikTok, pe YouTube. Pe TikTok deja suntem 50.000, pe alt canal suntem 30 ceva, dar vreau să ajung la 10.000 de abonați pe YouTube și o să muncesc la asta zi de zi și cu siguranță dacă voi o să mă susțineți o să ajungem mai repede și mai repede și mai repede, dar mă bălbâi. În fine, canalul se cheamă Aga Family. Astăzi pe canalul ăsta vom vorbi despre o temă puțin mai deosebită. Noi pe canalul ăsta mai facem și câte un vloguleț, ne mai dăm părerea și despre unul și despre altul, dar astăzi vreau să vorbesc, deci azi nu pot să vorbesc, să mai exprim corect, ok, liniște. Astăzi o să vorbesc despre o temă puțin mai importantă și vă rog să fiți o lecuță atenți la lucrurile care o să le spunem în video ăsta, pentru că eu știu că sunt o grămadă moldoveni care au problema asta. Eu am văzut un video, Nin l-a distribuit pe TikTok cineva din Republica Moldova care lucrează în Portugalia, cum că un patron din Republica Moldova cu soția sa s-a bătut joc de 30 de oameni din Republica Moldova în zona Alentejo în Portugalia. Oamenii erau simpli, n-aveau documente la ei și lucrau la câmp, deci n-aveau studii, erau sărmani, erau vai de dânsi, da? Și uite că ei au decis să se îmbogățească pe seama lor, să profite. Nu le dădea banii câte jumătate de an, le dădea bani numai de pâine, apă și nic mai mult. Îi ține special la o fermă acolo și care, Doamne ferește, beia sau nu ieșe la lucru, erau bătuți. O să vă arăt acum video, dar cineva din toți ăștia 30 sau poate cineva de afară, eu nu știu, că n-am dat concret, am scris la lume, am făcut un video pe TikTok, dacă are cineva mai multe informații, să ne trimit și mie, să aflu și eu de unii și până la urmă să luat tătă problema asta. În fine, cineva s-a adresat la poliție și o dat la televiziune și s-a făcut un reportaj pe ăștia doi, i-au apucat de nițoare, da? Acum ei sunt în tribunal, în Beja, dacă nu mă greșesc, și riscă să fie trași la răspundere pentru că au abuzat în mod conștient 30 de oameni, ni plătindu-le salariile, ni declarând nimic la stat. Nimic din ei aproape n-aveau contracte, nu se plătie, nu, în genere nu era nimic legal în compania aceea lor. Dați să ne uităm la video care l-a trimis. Herdada asta înseamnă o fazendă, un sat, unii are un câmp foarte mare, unii se lucrează la agricultură, ceva genul ăsta, dacă nu mă greșesc eu. Și aici la știri scrie că Cazal Moldavu e în Ghana, ei exploră imigranteși. Îi amăgește și îi explorează pe oameni fără să le plătească. Cazal asta înseamnă un soț și o soție, adică un cuplu. Nopagava înseamnă că nu plăteau funcționarii deloc, nu le plătie. Trenta imigranți foram explorados no Alentejo. 30 de oameni, vă dați seama, dar până la urmă am ascultat încă o dată, două persoane s-au adresat la poliție. Nu știu câți bărbați, câți femei, dar aici spune că două persoane s-au adresat la poliție. Sunt așteptați la tribunal marți dimineața în Beja. În fine, mie îmi pare foarte, foarte rău că există așa fel de moldoveni. Noi moldovenii permanent spunem că noi moldovenii ne ajutăm ca frații. Cine dacă nu moldovanul nostru îți sare în ajutor și îți întinde o hrincă de pâine și așa mai departe. Dar uitați-vă că moldovanul nostru, care a ieșit de la coada vașii și care n-are nici o educație, nici și-o dat de bani mulți, o dat cum să faci și banul, uite că el în loc să ajute pe cineva, el tot mai hapsân, mai hapsân, mai hapsân, mai hapsân, că pentru dânsul să iei, spui, să fac, să dăi și așa mai departe, să agonisească, să profite cât încă este posibilitatea. Și ca ăștia doi stăpâni frumușel, soț și soție, fix asta au făcut, luau oameni la lucru, nu le făceau contracte, le promiteau una, le promiteau alta, dar ei, la schimbul lor, li făceau servicii la persoane portugheze, în care persoanele portugheze le plăteau lor toți banii, dar ei nu le plăteau la oameni.
Sunt târze, le plătesc cu telecuțâi, cu țărică, așa, 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 mai departe, și ajunge oamenii să stăi 3 luni fără salariu cu 50 de euro. Cum e posibil în Portugalia, da? Da, suntem în 2024 și încă există așa timpuri, din păcate, pentru că oamenii vin în Portugalia cu pașaportul moldovenesc. N-au niciun document, nu știu limba, n-au cunoscuți, vin că le-ți promite mult. În Moldova, când ești acolo pe loc, numai să ieși din Moldova că îți promite marea șara, că așa este de lucru și mâncare și așa se dă și așa, așa să facem și documente și tu nu trebuiască să faci nimic, numai să lucrezi. Și când ajungi aici în Portugalia, realitatea este cu totul și cu totul alta și oamenii își dau seama că n-au și faci. Bani de duc acasă n-au cunoscuți, n-au pe nimeni, stau cu frică. Poate speră că mă repede să facă documente și să ducă de la dânsă și în speranța asta că lumea așteaptă să primească un document, să primească un ajutor de la cineva, sunt așa explorați de drăcălani de ăștia care le lucrează și nu le plătesc. În fine, este foarte trist, ne pare foarte, foarte rău că în 2024 încă sunt așa fel de chestii, doar nu suntem în anii 90, este tehnologie, fiecare are telefon. Băi, sună la poliție și zic, nu știi portugheza, că el la poliție acolo îți traduce, îți dă traducător să-ți rezolve problema de cineva în limba română, în limba rusă, nu contează. Sune și spune, ajută-mi, help-mi, nu știu. Și cineva cu siguranță o să găsească de la poliție de acolo și traducător și tot să-ți explice și să te ajute din situația asta. Deși eu vreau să vă îndrum pe toți care vedeți videoclipul ăsta, nu știu, copii mai mari care sunt în Portugalia, care sunt în altă parte, dar nu contează de asta. Se referă în toate țările din Uniunea Europeană, dacă vă duceți la lucru, dacă sunteți la lucru, dacă vreți să vă duceți la lucru, nu vă lăsați niciodată ca cineva să vă calce în picioare, să vă măjească, să vă bată, să vă manipuleze, să vă amenință, că așa, că așa, că așa, că nu să mai ajungi acasă. Nu, aici sunt toate planurile lor bine pus la punct. Sunați la poliție, denunțați și voi ați scăpat de niște drăcălani de ăștia, în siguranță ați vă scoat poliția de acolo, ați vă trimat acasă, în cel mai rău caz să pui în deport, nu știu ce. Dar în așa mod, voi ați opriți pe dânsii ca să mai aducă alți oameni și alți oameni să nu mai fie amăjiți. Pentru că odată și poliția este ei de acolo, acolo ați duc și ați fac controle și ați pui amenzi și ați iei seama și trucurile astea n-ați să mai meargă, înțelegeți? Și dacă tu îi spui o plângere la poliție, altul, drașii ăștia care amăjesc oameni, ei o să dispară și nu o să mai existe. Ori o să fie închiși, ori o să fie amendați într-așa mod că lor o să le treacă dorul de a face așa fel de scheme, dar atâta timp cât voi ca persoane care vă duci pe totare, nu numai în Portugalia, oriunde sunteți manipulați, abuzați, amăjiți, ștășeți, nică niciodată nu o să se rezolve și nu o să se întâmple. Țineți minte lucrul ăsta, da? Eu sper că video-ul ăsta să vă încurajeze cât de cât și să nu vă fie frică că voi puteți salva și alte vieți ca să nu nimerească ca voi în situațiile astea, da? E păcat, e trist, dar asta este realitatea. Sunt și oameni necăjiți și permanent oamenii cei mai necăjiți au fost cei mai chinuiți. Asta e de când lumea și pământul. Pentru că un om care știe limba engleză, care are niște studii, care are o lecuțică de minte și de mișcare și gândește gine și are putere și caracter, el niciodată nu se permite la nimeni să facă lucrurile astea. Așa că da, asta tema discuției a fost asta. Nu știu ce părere ai tu din toată situația asta care se întâmplă în lume, pentru că sunt mai multe cazuri, nu numai în Portugalia, sunt peste loc oameni care sunt amenințați, sunt folosiți, sunt batjocoriți și nu le plătești. Scrie părerea ta în comentarii, mie sincer chiar o să-mi fie plăcut să o citesc. Pași afară, ne vedem data viitoare, așa că aveți grijă de voi și încă o dată vă reamintesc, nu lăsați pe nimeni să vă calce în picioare. Niciodată.